În martie 2011, Dorin Incă a fost anunțat de PSD drept candidatul formațiunii politice pentru funcția de primar al municipiului Orșova. Șeful social-democraților mehedințeni, Adrian Duicu, declara la vremea respectivă, plin de emfază, că acela era viitorul Orșovei. Ne-am oprit asupra lui Dorin Incă din foarte multe variante pe care le aveam pentru municipiul Orșova. Am ținut însă cont și de faptul că Incă a mai fost primar al Orșovei și a demonstrat că poate să facă ceva pentru oraș, a declarat șeful PSD mehedinți, Adrian Duicu, pentru postul de televiziune Tele2. Lucrurile s-au schimbat între timp, iar PSD-ul a uitat de angajamentul cu Dorin Incă. Se pare că au cedat în fața presiunilor liberale și vor susține un candidat de la PNL. Fostul candidat Dorin Incă a fost tratat cu spatele în toată această problemă. Pentru mine a încetat orice colaborare cu dânsii din moment ce nu mai aveam niciun rost pentru primăria din Orșova. Ați fost anunțați, v-au spus că au găsit un alt candidat sau... Nu, dar Orșova e mică, județul este mic, lucrurile se pot afla, deci nu chiar, nu era nevoie de o scrisoare deschisă sau ceva. Aflasem cu mult timp înainte și e mai bine așa. Despre Dorin Incă, șeful PSD mehedinți, Adrian Duicu, nu a mai suflat o vorbă în ultimul timp. Contactat de reporterii RTS, nu a fost de găsit pentru a spune de ce PSD-ul a renunțat la Incă și cine este acum candidatul USL pentru Orșova. Bine ai venit! Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat nu este disponibil. Mai mulți membri ai Partidului Social-Democrat au declarat în ultima perioadă că sunt tratați umilitor de către conducerea PSD mehedinți. Conform unor surse din interiorul PSD care au dorit să rămână anonime, se pare că în perioada următoare mai mulți membri își vor da demisia din partid, nemulțumiți de felul în care sunt tratați de către actuala conducere.